medicamente și suplimente pentru memorie. Recomandate în stimularea memoriei sunt salvie, mentă, afine, coacăze, mure sau struguri negri, anghinare, ouă. Tărâțele de ovăz. Ateroscleroza este asociată cu apariția plăcilor de aterom care afectează inclusiv creierul, favorizând maladia Alzheimer. Pentru a menține colesterolul în limite normale, se consumă constant tărâțe de ovăz care absorb grăsimile și zaharurile alimentare. Măceșele conțin acid ascorbic, vitamina C, reglează funcția hepatică, diuretică și renală, calitatea somnului, a memoriei, a atenției, a pielii contra acnei, au efect antiseptic, antibacterian și calmant, tonifică, detoxifică organismul și cresc imunitatea, reglează tensiunea arterială, scade riscul de răceală și gripă. Afitele, coacăzele, murele sau strugurii negri conțin o cantitate însemnată de antioxidanți și ajută la îmbunătățirea memoriei. Morcovii conțin caroten, un excelent remediu pentru problemele de memorie. Germenii de grâu sunt o sursă ideală de vitamina E și ajută la tratarea pierderilor de memorie, mai ales în cazul persoanelor în vârstă. Vanilia este foarte eficientă pentru stimularea cortexului cerebral, îmbunătățit astfel puterea de concentrare și capacitatea de memorare, dar și revitalizarea sistemelor cardiac, respirator și digestiv. Ginseng crește imunitatea, are efect benefic asupra sistemului digestiv, întârzie și reduce oboseala din corp și îmbătrânirea celulară. Nucile sunt un puternic energizant. Mietul de nucă are o acțiune drenantă asupra pielii, de asemenea sunt foarte bune pentru stimularea cerebrală. Păpădia, urzica, coada șoricelului, pelinul, anghinarea, cimbrul sunt pline de vitamine și săruri minerale, se consumă sub formă de salate, condimente, ceaiuri și îmbunătățesc digestia, reglează tranzitul intestinal, stimulează circulația sanguină și limpezesc gândirea.